Bună ziua, ce s-a întâmplat? Am înțeles. Bună ziua. Ce s-a întâmplat, domnule, aici, dacă pot să întreb, că mai puteți vorbi? M-am împiedicat de bordură și mi-am spart capul. Am înțeles. Stai că te Cred ajut că să ar trebui să ridici mergem la spital. și... Da, stai un pic. Bun, domnule, stai că mă duc să deschid și te bag acum în mașină. Da. Stai, domnul, că plătesc eu pagubile, nu mă scuzați. E greu când... Bun. Domnul, puteți intra aici? Da. Domnul, stai că te ridic eu și facem altă treabă. Vă supărați dacă vă duc acolo lângă mine? Nu, domnule. Sunt nou, domnul, mă scuzați. Nu. Am zis, domnul, că vă ajut acum. Dau repede pe căscuță să vină oamenii. Colegi, am nevoie de un chirurg la spital, repede. Aia nu sunt oricum. Bă, dar am o întrebare. Domnul, stați puțin, că trebuie să mă ocup eu singur. Sper să mai trăiesc până atunci. Dar cum s-a întâmplat, dacă pot să întreb repede? Alergam și n-am fost Ah, atent. am crezut că v-a lovit careva intenționat. Nu. Haideți, domnul. Stați, domnul, că vă las un pic aici până închid mașina. Mă scuzați. Gata, domnul, stați că vă duc. Asta am uitat să opresc semnalul. Bun, stați că vă duc acum aici și vă acord repede primul ajutor. Domnul, Da. o să stați până aici până o să mă îmbrac, ok? Ah, m-ai blocat o colegă, ți-l aduc eu. Colegul, haide, trupul la mine jos. Am nevoie de operat, de un om. Nu. Revin acum, mă duc să mă îmbrac. Bun, domnul. Deci, pot să vă mai ridic încă o dată și o să vă duc acolo pe masă de operație, ok? Da. Bun. Haideți, vă rog, după mine, ridicați-vă dacă vă rog frumos. Stați că vă dau mână de ajutor. Haideți după mine. Da, să vă deschid ușor. Puteți să intrați, încăpeți de mine? Bun. Acum voi lua niște... Mă duc să un dezinfectant repede. Și mă uit la rana. Bun. Stai să vă spirtu. Ok. Tamponul medicinal, nu vă gândiți la ceva. Ok. Stai să le pun aici repede pe masă și... Uite, vă puteți da șapca jos dacă vă rog să vă ajut eu. Haideți, domnul, că se poate. Haideți, domnul, dați-vă să scoatem și șapca asta. Bun. Văd o rană la spatele cap, aproape de cerebel.
Ok. Stați că dezinfectământul în spate și voi începe dezinfectarea. O să doar un pic, o să usture, dar Da, nu ai problemă. mă gândesc că da, sunt jandar și sunteți obișnuiți și nu e cu durerea, să zic așa. Bun. Dacă mă duc să iau acum buret, na, tamponul. Spiritul. Mă dezinfectez și pe mână, că na, totuși. Bun. Deci hai să începem. Aoleu, ce e acolo? Aoleu. Bun, stai că trebuie să mă duc și să aduc niște ace. Cred că lovitura a fost mai mare decât ar fi trebuit. Cred că... Opa, asta mă cace. Bun. Deci începem un mic operație. O să aveți o tăietură, să spun așa, la spate, din cauza loviturii. Probabil ați picat pe o piatră sau ceva. Da, Am înțeles, înseamnă că e patra ascuțită. Nu e problemă, începem. Vă fac o injecție acum. S-a dormit sau suportați chiar așa de mare durere? nu, mai bine să dorm. Ok, atunci dacă să aduc să și adun. Bun. Ok, hai că are doză mare. Doză de calare. Ridicați-vă, dați-vă domnul jos dacă vă rog frumos bluza. Dacă puteți. Dacă nu, vă ajut eu. Haide, domnul. Dar nu știu, e chiar lipită de M-am corp. înțeles. Atunci vom face felul următor. O să vă ridic mâinile un pic și o să vă dau o injecție. O să dormiți vreo 40 de minute, cam așa, pe timpul acestei mici operații, să zic așa, și... Hai să trece la treabă, să nu mai povestesc, că timpul e... Timpul costă. Viața unui om. Bun, veți adormi maxim 20 de secunde, cam așa. Până atunci mă duc să mai iau mai multe. Bun, aici e... Asta. La cutia asta nu are nimic. Am înțeles, trebuie să vorbesc cu șeful. Bun, hai să începem operația. Mamă, ce rana are asta? N-am mai auzit așa din al doilea război. Fuh. E curățată tot, stai să mă uit. Mai bine. E curățat tot. Astea oacele. Bun. Stai să iau și bandajele. E bun. Nu pot să întorc pe partea, dar nu e nicio problemă. Haideți să încercăm. Hai să fac injecția să se trezească. Asta se des... Se va trezi maxim cât? 15 secunde, bun. Ai, gata. Domnul, mă auziți? Da, doamne, mai simt am Gata. Da, ați primit o injecție ca să adormiți și v-am făcut o operație. Acum a stat totul bine, rana a fost dezinfectată cu succes. Nu o să mai aveți probleme în caz, o să aveți atunci să veniți înapoi pentru verificare, ok? Să-mi spuneți și mie, stați că mă duc să scriu aici. Bun. Domnul, cum vă numiți?
Tudor Andrei. Tudor Andrei, în vârstă? 25. 25, bun. Orașul, localitatea unde lucriți? Los Santos. Los Santos, bun. Să înțeleg că lucrați ca jandarm. Da. Ok. Vă doriți acum o foaie pentru ziua de astăzi, ca să nu o să mai puteți lucra, sau? Nu, că cam ieșiți în aventură. Adică, okay. Spre taxi vreau să mă duc mai repede să ajung acasă. Normal trebuie chemat un taxi, deoarece ești și bandajat. Noi, ți-a zice să nu lucrezi astăzi, că Doamne ferește, poate te lovi. Și, na, vedem. Da, Doamne, mă duc acasă să chem un bun taxi. Stați că ștampilez hârtia și vă dau, ok? Așteptați puțin. Vă notez aici și în bază de date. Bun. Uitați, domnul hârtia. Vă rog frumos, s-o luați și pe din partea casei. Tot. N-are contul, ne spuneți. Nu costă nimic, deoarece dumneavoastră mă salvați pe mine, eu vă salvez pe dumneavoastră. Da, domnule, dar nu pot, așa, fără nimic. Spuneți, nu trebuie. Domnule. Nu trebuie, domnul meu. Vă rog frumos să părăsiți, dar mai doriți ceva, un medicament sau să vă dau eu ceva? Da. Pentru durerea de cap, că totuși. Normal, nu recomand după. Am înțeles, 5 ori să deschid odată, nu-i nicio problemă. Normal, aș recomanda un paracetamol pentru dureri de cap. Haideți să vă deschid. Doriți să vă dau unul acum? Da, dacă doriți. Ok, colegul, te rog frumos să îi dai un paracetamol de acolo din raft. Salut, colegi. Salut. Stai, te-l dau eu. Dă-te un pic mai acolo, dacă te rog. Gata, domnule. L-ați primit? Bun, îmi doriți și un par cu apă? Da, și un pahar cu apă. Ok, stai să vă pun de dosătorul. Nu, asta casa de cafea. Colegul Happy, mă auzi? Da, da. Da, mi s-a blocat ochii, colegul. Am înțeles. Na, du-te mai încolo și previn-o pe ăsta 5 ore. Da, așa, revin. Mai pot să revin. Bun, domnul, stați puțin să-l pun aici pe masă. Bun, domnul, luați vă rog parul cu apă. Să-l beați, să-l beați. Bun. Dacă vă simțiți rău, maxim 16 ore, să zic așa, sau, na, eu ți-ați dat mai mult pe 10, tu frumos să revin apoi, ok? Atunci. Bun, fișa ta medicală, stai puțin că ți-o dau imediat. Da. Din nou, asta pentru lucru și una pentru casă de asigurări ai nevoie, nu? Da. Ok, ok. Stai că acum o scriu și, stai să pun și la imprimantă. Bun, domnul Tudor, în vârstă de 25 de ani, din Los Santos. Am venit cu o fractură la cap, a fost nevoie de intervenție medicală. Va sta astăzi, va sta acasă, dacă va putea, să sperăm, și ștampila. Bun, domnul, stați puțin, că na, mai greu cu imprimanta asta. Da, am comandat și taxi prin aplicație. Mm-hmm. Bun, domnule. O hârtie tot așa micuță, vă dau, poftim. Și o zi frumoasă vă doresc, dacă poate să vă cunu până afară. Să nu aveți nicio problemă. Sau vă duc eu până acasă? Ce ziceți? Eu merg în taxi, poate să vedeți în sus. Hai că asta nu trebuie ținute, să deschide. Am înțeles, stai că am uitat să